Ultima ofertă de locuri de muncă din statele Uniunii Europene, dar și din alte țări membre ale acesteia, este destul de atractivă și se adresează mai ales persoanelor cu studii post-liceale ori superioare. Aproape 150 de posturi vacante din țări precum Marea Britanie, Irlanda, Spania, Germania, Cehia sau Norvegia își așteaptă candidații. Unități medico-sanitare engleză caută spre angajare 51 de asistenți medicali generaliști și 10 asistenți de anestezie și terapie intensivă. Tot în Marea Britanie se găsește câte un post de analist financiar, administrator baze de date, analist programator, senior programator și programator. Ofertele sunt valabile până în data de 31 martie. Tot în domeniul medico-sanitar sunt și joburile din Irlanda. Spitale ori cabinete medicale de aici au nevoie de 10 psihiatri, un doctor oftalmolog și 14 asistenți medicali, posturi care pot fi accesate până la 1 iunie. La rândul lor, firme din Spania pun la bătaie până în data de 24 mai 38 de locuri de muncă de inginer în sectorul farmaceutic, IT, auto sau aeronautică, ori proiectare utilaje pentru producere cablu. Tot pentru inginer sunt și cele 8 posturi disponibile din Norvegia până în 31 martie, iar în Germania este liber până la 31 martie câte un loc de instalator întreținere, asistent medical, specialist electronică, electrician, mecanic instalator, instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat, îngrijitor bătrân și însoțitor persoane în vârstă. În Cehia sunt libere 3 locuri de tehnician IT care expiră la 31 martie.